Este aproape ora 12, iar colegii noștri cam întârzie. Va trebui să stăm peste program? Da. Uite că ele vin! Hei, băieți, salut! Salut! Salut, salut! Chiar acum vorbeam de voi. Și ați avut ceva clienți? Doar bacșiș? Și clienți, și bacșiș. Mai multe detalii, întrebați de la Mircea. El le știe. Să vedem, Elisa, cum ne descurcăm noi în noua noastră postură. Voi, bucătarul șef. Iar tu să ne scrii în comentarii cine crezi că se descurcă mai bine, băieții sau fetele? Da, da, abonații știu mai bine. Oh, deja ți-ai luat uniforma. Da. Arăți foarte bine. Mulțumesc, și tu la fel arăți fain. S-au terminat orele de sport, dar competiția abia începe. Fii atentă cine intră pe ușă. Ce stai, Mircea, la ușă? Hai, intră! Vreau să închid ușa cu piciorul, să-i fac o murișcă! Stai! Ne alungă până intră! Lasă că o închid eu! Hai, tu intră încă sală! Stai un pic! Se pare că ei au încurcat sala de sport cu restaurantul! Ei da, Melissa! Ăștia sunt clienții noștri! Hai, du-te și preia comanda! Bine! Hai, cu mâna! Iese! 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 Acum cu piciorul! Iese! Iese! Hai! Bună ziua! Bună ziua! Atenție! Să mă lovească! Bine v-am găsit! Țineți meniul! Hai, Mijică, hai, mâncă, lasă scaunul! O, da, în stilul lor, sportivii nu mănâncă orice! Să scot masca să nu mor de rest de mâncare! Da, desigur! Hai, ia-ți masa, tu frotă! Hai! 2, 3, 4, 5, 6. Poate totuși vă opriți și alegeți ceva din meniu. Vlad, da, Mircea, exerciții cu meniul, hai! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Da, situația 1, 2, 3, e dificilă. 4. Ok, Mircea, azi luăm din plin. Așa, asta și aceasta e ok. Da, de mult n-am mâncat și de astea. Eu zic să nu ne refuzăm astăzi nimic. A, da? Notați! Așa, 1. Melissa crede că astăzi va avea bacșiș nemaipomenit, doar se greșește amarnic. 1, 2, 3, 4. Ce faceți? Cum ce? Poftă de mâncare! Cumva trebuie să încapă mâncarea pe care am comandat-o, nu? Hai! Poftă este acumurile. Mulțumesc! Și așezați-vă la masă! Oh, dar nu este mâncare! Continuăm! Are timp, hai! 1, 2, 3, Melissa, ține! Am pregătit bucatele pentru sportivi! Hai, du-le! Am venit! Prima farfurie, a doua farfurie, a treia! Mircea, cât am comandat noi aici! Imediat aduc și pentru dumneavoastră! Vine și mâncarea mea! Și e la fel de multă! Da? Să aveți poftă bună! Mulțumim! Mâncăm din plin azi! De parcă ar fi anul nou! Așa! De la ce să încep?
Nici nu știu de la ce. Haide de la castraviete. Ok. Calorii peste calorii. Da, eu credeam că vor mânca foarte mult. Și bacșiș îmi vor da după asta tot atât de mult. E, dacă ai fi avut un borcan de vitamine pentru ei, atunci da, poate și stăteau bacșiș. Oare încape și roșie? Mănânc doar jumate că încrapă burta. Nu mai pot. Dar eu broccoli nu-l mai mănânc, este prea mare. Oricum mă doare burta. Eu zic pauză încă 5 minute și continuăm antrenamentul. Melissa, poți să te duci să strângi masa deja. Sportivii noștri au plecat. Bine, plec imediat. Vezi, verifică, poate ți-au lăsat și bacșiș. Într-adevăr, ca și Kung Fu Panda, se hrănea doar cu roa dimineții. Hai, pa! Așa, este. Nu o să credeți, a mai rămas și mâncare. Da, ei azi încă au mâncat prea mult, Melissa. Ce timp afară? Bă, prea însurit, bă, plouă. O, încă doi clienți, Melissa. Doi mofturoși. Unuia nu-i placă ingredientele din mâncare, iar celălalt în genere nimic nu-i place. Hă, nu mai înțelegi niciodată. Cum va fi azi, cum va fi mâine. Lecția e tâmpin. Da, am observat. Chiar te-ai îmbrăcat prea gros. Bună. Dar tu prea subțire. Bună ziua. Vă așezați la o masă? Acum să o găsim, să o identificăm care. Care e liberă? Toate sunt libere. Perfect. Atunci ia loc acolo. Ok. Eu voi sta aici. Meniul. Și dumneavoastră? O să revin mai târziu sau o comandați acum? Mă uit, dar vă rog pentru început o cafeluță. Sigur. Dar cu un pic să modificăm câte ceva. O cafea cu lapte, dar cafea o să fie fără cafeină. Ok, întreb dacă la noi se gătește așa ceva. Și iar în loc de lapte, simplu, lapte vegetal. Avem lapte de cocos. Lapte de cocos? Păi n-am venit să beau aici suc, am venit să beau un cafea cu lapte și voi avea gust de cocos, nu, altceva, verificați acolo ce aveți. Ok. Haideți să mai târziu deja, vă spun ce mai vreau. Sigur. Dar dumneavoastră v-ați decis? Da, vreau pereu cu steak. Sigur. Mai doriți ceva? Nu, atât. Bine. Da, cafea cu lapte fără de cofeină. Și fără de lapte. Aproape, lapte vegetal, doar că nu de cocos. Stai că avem lapte de orez. Și celălalt ce vrea? Vrea pereu cu steak. Meniul nu și-l schimbă. Facem. Domnișoara Kellner! Am venit, v-ați decis? Da, parțial. Vă rog frumos, vreau pizza. Okay. Cu 4 fromage. Sigur. Doar că aluatul să fie fără de drojdie. Îi zic bucătarului șef. Da, și încă ceva. Eu nu mănânc carne. Dacă este în loc de salam, să fie salam de soia. Nu am avut clienți care să ceară așa ceva, dar încercăm, vedem. Ok, și mai vreau ceva, dar reveniți mai târziu. Ok. Masa numărul 4, preluați comanda. Da. Ai și ajutor, Melissa? Și eu am venit.
Da, Melissa, țineți răbdarea în frâu. Show-ul abia începe. Țineți focurița. Și mâncarea? Să aveți poftă bună? Piuriu! Dar carnea aceasta este prea prăjită, nu vi se pare? Hai că duc alta! Domnișoara Chelner, vă rog frumos! Ce doriți? Vreau și eu pireu, doar că fără amidon. Și o sticlă de apă minerală, doar că fără bule. Bine, imediat! Carnea prea prăjită, pireu fără de amidon, apă minerală fără bule. Chiar sunt mofturoși clienții ăștia. Fii pregătită! Asta e abia începutul! Povestea urmează! Câte bucate poți să prepari din cartofii ăștia? Cartofi prăjiți, cartofi fai, cartofi fiureu, cartofi la grătar, cartofi copți. Ții oare de care îți plac? Ține, Matei! Melissa, îți dau pentru masa numărul 3! Ține-ți mâncarea! De ce pereul este prea moale? Aduce-mi atocăr acum! M-am hotărât deja și cu desertul. Da? Vreau desert, dar fără zahăr. Și fără îndulcitor. Atât. Desert fără de zahăr și fără de îndulcitor. Da, 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 imediat! Lasă, Melissa, că învățăm acum șminte. Revin imediat! Ia să văd, de această dată n-ați dat-o în bară. Poftim mâncarea dumneavoastră. Vă place? Aduceți, vă rog, prima farfurie. Da, sigur, chiar acum. Totul este clar, ține farfuria. Iar pentru celălalt... Da, va merge. Poftă bună! Mulțumim! Iar pentru dumneavoastră avem o veste proastă. Din tot ce ați comandat voi, nu avem nimic. Nimic? Atunci, ce aveți să duceți? Bine. Văd că mai vin niște clienți. Aici, cu siguranță, voi avea bacșiș. Cine? Ăștia? Wow, Melissa! Ei sunt ghinionul restaurantului nostru! Mereu cu ei ceva se întâmplă! Ba una, ba alta! Mie-mi par ok, clienții ca clienții! Doar că mereu vizita lor nu se termină cu bine. Sunt foarte imprevizibili, să fii atentă! Bună ziua! Oare ați pierdut ceva aici la noi? Nu, totul este ok, nu trageți atenție! A venit să luăm masa! Unde putem să luăm loc? Unde doriți, locuri avem destule! Ok, atunci mergem încolo! Sigur, imediat vă aduc meniul! Mulțumesc! Și dumneavoastră! A plecat! O să mâncăm ca de obicei? Da, desigur! Cartofi pai și cu ketchup! Uite că este! Da! Bun! Eu deja ți-am pregătit mâncarea pentru ei! Uite aici, cartofi pai și ketchup!
Stai puțin, eu nici măcar nu am reușit să le iau comandă. Și ei abia că se uită în meniu. Bine, du-te și preia comanda atunci. Chiar grăbită mă ești. Pot să preiau comanda? Desigur. Da, vă ascult atent. Atunci notați. Cartofi, pai și ketchup a ei. Totuși, cartofi, pai și ketchup. A avut dreptate. Ce reacție? Parcă este una nouă. Și eu așa cred. Ei, stați! Și câte un suc? Avem și ceva nou. Da, da, am auzit. Și suc vor. Imediat le torn. Da, chiar par stranii. De-ar fi doar așa. Doar parcă totuși simt eu ceva. Ține atent. Și al doilea. Să nu uiți să iei și cartofii pai. Sigur. Am adus sucul. Mulțumesc. Și mâncarea? Cere? Sunt foarte nerăbdători. Vor cât mai repede să le duc mâncarea. Totul pare a fi ok. Și dacă murile? Am ajuns. Poftim dacă murile. Da, mulțumesc. Ketchup și cartofii pai. Să mâncăm. Poftă bună! Mulțumim! Chiar sunt gustoși! Parcă totul este ok! Mănâncu, sunt mulțumiți! Tu ai reușit? Nu, era departe de mine. Păcat! Sper ca maestru să nu se supere. Uite ce am găsit eu. Un fir de păr extraordinar. Așa. Stai, nu este de ajuns. Uite ce am pregătit și eu. Ce gândă. Pune-l acolo. Doamna Chetia, vă rog încoace. Iată că deja s-a și început, Melisa. Ce s-a început? Probabil că mai vreau suc sau încă o porție de cartofi. Da, vă ascult. Așa ceva este inadmisibil. Vă rog, luați mâncare de aici. Dar s-o luați, dar să știți că am putea da un telefon și să vă închide restaurantul. Sau să te umfrăm control aici. Vă rog frumos, liniștiți-vă, vă calmați, fără niciun apel telefonic sau închiderea restaurantului. Cartofii aceștia vi-i schimbăm, aducem alții, gratuit. Și câte un desert pentru ambii din partea casei? Nu știu, nu știu. Ce facem, tati? Acceptăm? Da, dar câte un suc? Câte două? Da, 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 vă aduc câte două sucuri și cu bucătarul șef vorbesc eu. Să nu se mai întâmple așa ceva. Mi-a reușit și de data asta. Și păr, și gândat. Cum așa ceva? Eu le-am gătit și am verificat înainte de a le aduce aici. Inadmisibil, într-adevăr. Doctor, și părul parcă e mai negru. Cu siguranță băieții din prima tură nu au spălat bine vasele. Să arunc la tomberon.
Măcar bine că au plecat. Notat. Apropo, mulțumim de sumedenie de idei de mâncăruri pentru meniul nostru. Ne ajută foarte mult. Vă mulțumim și pentru ideile de denumire a restaurantului nostru. Și la ele revenim foarte curând. O, Melissa, o să te întristezi puțin. De la acest client sigur nu vei avea bacșiș. Nici ruptul capului. Într-adevăr, pare a fi trist. Dar cine știe ce are pe inimă? Hai, ia meniul și mergi la el. Bună ziua! Ce bine miroase aici în restaurant. Pot să iau locul aici? Bună ziua! Da, desigur! Aici nu este rezervat. Țineți meniul? Nu o să vă rețin prea mult. Cât costă o felie de pâine? Nu costă nimic. Dar un paharel de apă? La fel e gratuit. Poate doriți și altceva? Nu, atât, mulțumesc. Revin într-o clipă. Oare cum se va descurca Melissa? Mami, pregătește ceva bunișor. Ce anume? Orice vrei tu. Bine, rezolvăm. O, da, te rog, și ceva de băut. Ce tare vreau la baie. Unde-i WC-ul pe aici? Dar pe ăsta nu l-am văzut niciodată. Poate e un client nou? Bună ziua, poftiți la noi restaurant. Alegeți-vă frumosul. Am pregătit și meniul. Da, dați meniul. Luați loc, vă rog. Stau în picioare. Nu, aveți scaun, vă rog, luați loc. Iau loc. Până dumneavoastră vă apreciați, eu revin chiar într-o clipă. Clipă? La mine e o veșnicie. Melissa, mâncarea pentru masa numărul 6 e gata. Super! Ce bine arată! Aceasta este mâncarea dumneavoastră! Tacâmurile și un iaurt. Mă scuzați, asta nu este mâncarea mea. Nu am așa bani. I-am comandat doar apă și pâine. Da, pâine! Imediat vă aduc! Chiar am uitat de asta! Ține, hai! Aici e pâinea și aici vă este sucul. Dar de restul să nu vă îngrijorați, pentru că e din partea casei. Bravo, Melissa! Ai luat o decizie corectă. Tu cum ai fi procedat? Mulțumesc, dar pot să iau acasă, să servesc și familia mea. Sigur, nicio problemă. Mă duc chiar acum să-ți aduc caserolele. Ați ales ceva? Încă nu, dar spuneți-vă rog, unde este baia să mă spăl pe mâini? Nu e nevoie, am adus niște șervețele umede. Totuși ziceam că să merg la baie. Nu vă faceți griji, acestea sunt și cu dezinfectant. Spuneți-vă rog, dar în spatele restaurantului aveți camere de filmat? Nu, cred că nu. Dar oare din ce cauză întrebați? Așa întreb și eu. Bine, pa, la revedere! Asta-i toată pușculița care a mai rămas de la mine. Melissa, vezi că băiețelul de la masa numărul 6 a plecat. Hai, strânge vasele. Ce?
Mi-a lăsat bacșiș? Ți-a lăsat bacșiș? Băiețelul ăla? Da, e unicul bacșiș pe care l-am primit eu astăzi. Eu zic să-l ajungi repede din urmă și să-i înapoiezi banii. Este prea târziu, l-am pierdut. Lasă, cu siguranță mai revine el pe la noi. Dar ce fel de bănuți sunt aceștia? De 200, de 100? Nici nu știu. Poate ne ajută abonații. Eu știu doar una. Denumirea țării se începe cu A. Da, a fost o zi plină de aventuri aici la noi la restaurant. Și dacă vrei continuare, dă-ne de știre scriind un comentariu. Iar noi vă spunem pe curând, până în episodul următor. Pa, pa! Sucul? Melissa, cred că fără suc. Fără pai, oare fără suc. Oh, fără pai, da? Hai, da, vă ascult. Așa ceva este inadmisibil. Cum ați sunat, doamna?